Așa, asta e frumos, că stăm până ne trezim unul cu altul. Adormim unul cu altul. Știu că adormi, că ești ok. Adică, dar eu mă gândesc, dacă nu era așa, Doamne, că nebunea asta acolo. Dar te știu pe tine. Cum ai fost, Doamne? Dumnezeu. Pă bune, a făcut în așa fel încât să... A făcut... Na, cum s-a întâmplat, dar măcar am fost lângă tine. Că vreau să ieșim mai din casă. Vrei să mai ieșim? Da. Ți-a plăcut? Da, eu mă mir că n-am câștigat noi task-ul ăla, sincer. Adică eu, cel puțin, cu suma. Asta-i. Ieșeam toți patru, chiar meritam. Să iasă și ieșeam și noi, era catering. Cred că ne distrau rău de tot, chiar râdeam. Hai, o să mai fie task-uri și o să luptăm la fel. N-avem ce să facem. Ai văzut, chiar ți-a prins bine și chiar a fost mișto o ieșire. Ce fomiță. Ce bine? Ce foame. Nu, m-am bucurat că a venit mama, ce foame să mai fie. Ia să fac repede, dacă vrei așa cu lămâie. Faci mâine, bine. Mănânc înainte, departe. Faci tu cum trebuie. Înainte sau după? Înainte. Și orezul îl păstrezi. Îl iei și îl mănânci. Nu, că nu cred că mai e nimic în seara asta. Îl păstrezi și îl încălzi mâine. La cuptor și faci doar crevetea ta, să nu te mai pui să faci alte iarăși orez sau alte garnituri. Îl păstrezi pe ăla. Dacă vrei tu să mănânci, poți să mănânci. Și să le ții că e totul la rece, adică nu se strică nimic. Și mănânc mâine. După ce pleacă invitata, frumos, mergem în bucătărie, mâncăm. Chiar m-a bucurat că a venit mama. Și o rău de tot. Nu te așteptai. Pe când ai zis că o să avem un oaspet. Deci mă gândeam că o să vină mama. Că are vreo legătură cu inelul socri. Mă bucur că a venit. E bine. O să vină și taică-mi ăsta, că taică-mi ăsta. Ce mă sper pe el când o să-l cer. Haide. Aici vorba vine, că nu l-am încetat niciodată aici pe aici. Pa. Dar o să-i zic, de ce n-ai venit până acum? De unde că o să vină să plângă ca un copil? Nu mai văzut, mai ales de atâta lume. Atunci când a văzut pe doamna Georgiana, îți dai seama când mă vedea pe mine și pe tine, până de... Doamne, și mama lui Andrei, dragă, a venit tu. Mama, 10 ore au făcut-o de să mă sărăci pe toată condus. De preferat ar fi să rămână aici, la da, Simona, la aia, că făcă 10 ore pe drum, Doamne, feriști. Așa a fost. Nu cred că pleacă. Mă bucur așa, știi ce? Mă bucur pe săptămâna ce trece, așa pe zi ce trece, pe lună, pe... Că ne apreciază iubirele mea, exact așa cum suntem noi. Pe mine nu că mă bucură, eu nu știu, eu n-am cuvinte, nici eu n-am cuvinte de fiecare dată. E un sentiment super plăcut. Da, sunt și oameni care eu nu le apreciază, poate, dar poate afară te apreciază când te văd pe stradă. Că știi cum. Așa e. Da, mă bucur de fiecare dată. Mai avem puțin.
să-mi fie greu. De seama dacă era un afară și o acasă. Hmm? Aici unul. Să fie unul pe afară, pică că nebuneam. Nebunim așa după 5 zile. Da, uite că vezi că a fost o ocazie frumoasă când s-au despărțit cuplul și nu a durat mult și s-a dus unul după celălalt. Aș fi nebunit, da. Și așa să stai după 5 zile de stat împreună, după... Să luăm partea bună, chiar am avut nevoie de așa ceva. Chiar eu consider că ne-am unit mai mult. Mult mai mult. Și mi s-au dovedit și știam oricum că dacă stăm împreună mai mult de o zi, două, trei, dar zic împreună, e real de bine. Știam asta. Dar simțeam nevoia să nu știu. Chiar a fost mișto. O să fie, nu mai, mai sunt câteva săptămâni și o să stăm la fel, iubire. Nu mai mult. Gândiți că am stat 4 luni, 5 luni aproape. Așa. Da, dar știi, acum... Mai să urcăm să luăm alea, să urcăm jos. Vezi cu la Valera, ai grijă? Da, nu punem toate. Nu vrei? Unu, să ciocnești. Să ciocnești, da. O să iau Simona, duc la singură și îți las aici. Happy birthday! No, happy anniversary! Hai, vrei să mă ajut un pic de rău. Stai să ciocnim. A, ciocnim? Mulțumim. Tot ce vă doriți. Mulțumim frumos. Doamne, și voi. Mulțumim. Să te bucuri de ei. Mulțumim frumos. Mulțumim. Mulțumim frumos. Hai și la naș. Să nu fie făcut. Ce frumos a fost videoclipul. Chiar Îmi place durerea. Dar am făcut frumos, nu? Dar super videoclipul. Mamă, cât de cam... Nici nu vine să cred. Și tot vorbeam despre chestia asta, cât am trecut până acum și prin câte încă trecem. Tu mai ai loc de inele? Și tu ce-ai făcut dincolo? Nimic. Da.
Întâlniți începând. Mulțumim frumos! Hai unde fost? În partea alta. Deci ai pregătit și tu ceva? Nu, vreau să mai vezi tu casa băieții, că nu am mai văzut de mult. Hai. Stai să vezi.